mai mă odată că tare mult v-am mai așteptat. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Ce așa urgent? Să nu spui că m-ai chemat până aici să îți scoci apa. E, pe baza voastră rămâne și apa în pământ. N-am nevoie să ne-o scoateți, dar măcar să ne-o cărați cu mașina. M-ai chemat de la București ca să scarci apa cu mașina? Da. Dar pe mașina mea scrie Uber de țară și te-o dat comandă pe aplicații? Sau? Băi, pe mașina ta nu. Dar pe fața ta scrie YouTuber de la țară. Păi și cum, mă, noi am venit 350 km de la București să cărăm 500 de metri, 2 sași de ceapă? Păi, în primul rând, nu sunt 200 de metri, îți vă 5 și în al doilea rând, n-am 2 sași, am vă 7 sași, că s-au făcut anul ăsta o leacă și apa. Da, mamă, dar vorbește cu Mihai alu Vetu ca să vină el cu calul. Băi, dar Mihai nu mai are calul, că l-a vândut, că și-a cumpărat scriptomonede. O să-și cumpără Tesla când mai crește Bitcoin-ul, că l-ai tot eco și nu se mai baligă. Păi și nu mai ai pe nimeni să-ți care? Păi am, că doar de asta te-am chemat de la București. Păi costă mai mult motorina până aici decât costă ceapa. Păi da, dacă tu n-ai avut cal ca să-l vinzi, să-ți cumperi Tesla sau ceva electric, poftim. Dar mamă, dar abia ce-am spălat mașina și așa am murdar pe urmă decât am băgat-o până aici. Vrei să car cu ceapă, cu saci, murdar cu toate alea? Bine că nu m-ai chemat din Grecia că ți-o făta vaca. Stai liniște, că nu am vac. Că altfel te chema și din Dubai. Sergei, vine puțin să vorbim. Cu Sergei, ce-ar fi dacă i-ai dat tu scuterul ăla tău electric, știi? Să cari cu scuterul, să mai cari cu mașina ta. Cum să dau, mă, scuterul ăla să cari ceapa cu el? Că l-am dat pentru noi. Când mai venim prin sat, așa era vorba. Nu mai venim prin sat cu el, că e pentru noi, tineri. Da, mă, dar poate să meargă și ea cu el, că ăsta, nu, la asta nu-i trebuie permis, are trei roți, are echilibru, are tot ce-i trebuie. Nu-i dau, mă, că bă, l-ai luat pentru alt scop. Cum să-i dau să strici? La cărat de legumi, scuterul la frumusețea aia de scuter. Da, mă, Sergei, dar fii atent, dacă îl dai și spui că poți să cari cu el ceapă ce are ea, nu te mai cheamă pe tine de la București 350 km. Bine, mamă, hai că stai așa 2 minute, nu faci nimic, nu nimica. Mă duc până acasă și vin în 2 minute și rezolv eu treaba, da? Îți place, mamă? Păi băi, dar și frumos e, dar de unde l-ai luat? De la RDB, de la ei de pe site, am acolo de toate. Dar asta e cel mai bun pentru tine, că e și electric, e și cu 3 roți, n-ai nevoie nici de permis. E perfect pentru tine. Îți mulțumesc frumos, dar chiar n-am nevoie de permis pentru el? Sigur n-ai nevoie de permis, dar atâta să-l bagi seara în priză, să nu rămâi fără baterii la el. Cum adică, are baterii ca la telecomandă? O leacă mai mare. Fix ca la telecomandă. Las folia pe e și dacă nu merge, apăs mai tare. Da, vezi să nu intri în canalul care nu trebuie. Băi, dar o remorcuță nu găsești pentru scuter pe site? Ia, ridic-te. Ca să mă duc joia la piață, ca să când fac cumpărăturile, să îmi pun acolo tăcele ca să nu mai care tată cu plasa. Vedeți că are spațiu de depozitare, sub scaun sau în coș? Bine, băi, atunci ne vedem acasă. Stai, păi cum ne vedem acasă? Păi îți lăs scuterul ca să cari tu ceapa, să nu mai pui pe mine să car cu mașina. Cum să cari eu ceapa cu scuterul? Cu asta mă duc la piață, mă duc la biserică, mă duc să mă plim. Cum să car tu cu mașina, că ai porbagaj? Băi, mamă, dar nu capi toată ceapa în porbagaj. N-are nică, că pui ceapă și pe locul din față, că scuterul ăsta e pentru două persoane și pe Anisia o car eu. Hai, Anisia, hai. Gata. Gata? Da. Pa! Hai. Și eu stau la aparate. Da, tu stai la butoane. Tu ești trafaleta acum. Noi... Alba neagră, alba neagră. Poate vă pică 77. Tu ești trafaleta. Îmi trebuie sapa, fa. Am găsit. Am făcut. Nu vezi că, uite, stau aici razamat în sapă? Aici mă pun măcar în sapă să stau dacă treabă nu fac.